Am ajuns și la mănăstirea Stejaru, o mănăstire mai puțin cunoscută din păcate și foarte puțin vizitată de pelerini. Este una din comorile ortodoxiei aici în Dobrogea și considerăm că este un ajutor binevenit de a ajuta și de a vizita această sfântă mănăstire. Urmăriți în continuare un reportaj realizat de Andra Tudorache. Mănăstirea Stejaru, situată în podișul Dobrogei, în partea estică a comunei Saraiu, Mănăstirea Stejarul, Înălțarea Domnului, reprezintă un colț de rai pentru cele patru maicuțe stabilite aici, dar și pentru localnicii satelor din împrejuri. Denumirea provine de la dealul Carapelit Bair, care, prin traducere în limba română, are înțelesul de Stejarul Negru sau chiar Lemnul Negru. Pe marginea râului Topolog, la granița dintre Constanța și Tulcea, satul Carapelit a fost înființat și locuit de către tătari. După secole, majoritatea locuitorilor a fost alcătuită din români, țărani, cu ocupații simple și cu bună credință în Dumnezeu. Un început în care oamenii învățaseră să se bucure cu puține lucruri, iar grija zilei de mâine se rezuma la punerea merindelor pe masă. De la înființarea sa, satul Carapelit a aparținut de comuna Enisarai. Mai târziu, puținii locuitori rămași au schimbat denumirea satului în Stejarul, aparținând comunei Saraiu, însă lipsa unei biserici a satului era resimțită de oamenii locului. Având o vechime de aproximativ 14 ani, mănăstirea ascunde o fascinantă poveste plină de istorie pe care puțini au auzit-o, însă cei care sunt cu adevărat curioși o pot asculta chiar din gura măicuțelor de la mănăstire. În 1943 s-a terminat construcția, a durat 9 ani, pentru că nu aveau cu ce. Și tot în 1943 s-a sfințit biserica de către un protopop trimis de episcopul Eugen Laiu. La perioada era război și nu putea veni episcopul să sfințească personal biserica, de ce a fost sfințită de un protopop cu subor de preoți. S-a ținut slujba aici până prin 1970, pentru că vedeți aici, în spate, este pictat Părintele Aurel Lazarov. Dânsa a fost singurul paroh al bisericii, a slujit doar din 1946 până în 50, când a fost arestat de comuniști, pentru că nu a divulgat taina spovedaniei a doi oameni, care au trecut prin sat, au cerut să fie cazați și să mănânce. Părintele a spovedit, le-a dat să mănânce și apoi au plecat. Apoi au ajuns comuniștii și au întrebat ce au spovedit, pentru că ei trebuiau închiși și nu știau dacă sunt sau nu în sat sau dacă mai sunt și alți oameni. Și pentru că nu a spus, l-au arestat pe părintele și pe dascălul bisericii și încă patru oameni din sat. Unii au scăpat, unii nu. Părintele a murit după 10 ani de pușcărie, pentru că a făcut meningită și a murit. Avea doar 39 de ani când a murit, la 29 a fost arestat. A avut un singur copil, un băiat. Băiatul părintelui a trăit până la vârsta de 70 de ani și am avut fericită ocazie să-l cunoaștem și noi. Și părintele l-a cunoscut pe domnul Eugen Zefir. Un om foarte sensibil și trist de faptul că nu a putut să-și cunoască tatăl. L-a avut numai 3 ani când a fost arestat părintele. Și apoi din 70 până în 2004, când am venit noi, s-a slujit foarte rar la biserică. Biserica a fost părăsită. Venea câte un părinte și făcea slujba, așa ni s-a spus, dar noi când am ajuns aici, biserica nu arăta cum că a trecut vreun om prin ea. Și în 2004, la inițiativa părintelui Andrei, s-a înființat Mănăstirea Stejaru. Ne-a plăcut foarte mult biserica și am rămas aici. Dacă nu ar fi fost părintele, nu rămâneam, că era pustiu și nu aveam niciun ajutor de nicăieri. Singurul care a susținut a fost părintele. Cei care au spus la început că da, vor să înființeze mănăstire, era primarul și cu preotul satului Saraiu, comuna Saraiu, doar au spus și apoi s-au retras. Și a trebuit să ne descurcăm. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, au trecut aproape 15 ani
de când suntem aici și ne-a ajutat Dumnezeu să pictăm, să sfințim biserica, să avem și un al doilea hram ca mângâiere, că e o mângâiere, sunt al apostolul Ioan Evanghelistul, pentru că am trecut prin foarte multe stări de, nu chiar deznădejde, dar descurajare, să stai într-un loc așa sălbatic. Deci asta e frumusețea locului. Stăteam într-o casă la 300 de metri, la niște bătrâni. Și veneau iarna prin zăpadă până la grâu, până la biserică să facă slujba și face slujba în acolo. Să las nevoie intra, într-o noapte le-au spart magazia că aveau acolo de baraj și le-au spart. Tot. Și ultimul gram de făină, orez, ulei, tot. Da, veneam la biserică odată și nu mai știa să ajungem înapoi acasă. Că era vâș, viscolea, zăpadă. Și îl sun pe părintele. Părinte, am ajuns la biserică, dar nu mai știu să ne întoarcem, că ajungeam spre șosea. Ce l-a dus, v-a dus vântul și la întoarcere vă duce Domnul. Hai să ne întoarcem să vedem. Și am găsit casa până la urmă, că nu se mai vedea nimic. La zăpada mare și viscolea foarte tare. A fost o perioadă foarte grea, dar frumoasă. Asta datorită faptului că l-am avut pe părintele și nu cred de față, dar nu cred că am reușit să-i mulțumesc vreodată, serios. Data de ziua s-a păstrat. Deci început să-i ploua în biserică. Erau geamurile sparte, copiii aveau acces. Păi, acoperișul tot s-a refăcut. La biserică s-a consolidat, s-a făcut subsidiere și am încercat să se păstreze simplitatea lemnării, a mobilierului, care e specific Dobrogei. Vedeți, data pedeasă s-a făcut atunci și stilul ăsta simplu, pentru că Dobrogea n-a avut tradiție în sculptură. Astăzi s-au făcut catapeteasmă, aceeași florărie, strugurie, spicișele, spice, nu știu ce, și toate sunt la fel, peste tot. Și am ținut să păstreze, iar strănile sunt aproape reproduse, aproape, pentru că erau mult mai simple decât astea, nu aveau modele. Astea erau doar niște stâlpi, așa, și spătam, ca să păstrez specificul de aici. Carapelii după aia înseamnă stejarul negru, pentru că pe vremea turcilor era holeră și ei ardeau satul și plecau mai departe. Iar în sat era un copac stejar foarte mare și de fiecare dată când dădeau foc, copacul nu ardea, doar se negrea de la fum. Și carapel era stejarul negru. De unde ești? De la carapelii după aia. Așa știau de unde au plecat, că dacă ar fi ars și copacul, chiar nu mai aveau reper. Așa am aflat de la un om bătrân care nu mai trăiește, în monografia satului Stejarul scrie că dealul din fața șoselei, cum face curba spre mănăstire, pe partea dreaptă e un deal foarte mare. Spun că de acolo se trage numele de Carapelit Bair, dar am înțeles că de fapt Carapelit înseamnă stejar și Bair înseamnă negru. Și e lemnul negru sau stejarul negru. Apoi s-a tradus Stejarul în românește, nu Stejarul negru, ci doar Stejarul. Părintele Arhimandrit Andrei mărturisește că această biserică este locul lui de suflet, deoarece o spovedește pe măicuța Ambrozia încă de când aceasta avea doar 9 ani, iar legătura cu care s-a format este una care va dăinui. Iar aici la un hram m-am culcat o oră, zic, să mă odihnesc și când m-am trezit ploua, aici era Dunăre, asta vreo 3 ore să se trag apa. Deci de la, și tractoarele erau în apă și până dincolo unde sunt pietrele care le vedeți acum. Totul era numai apa, așa și se face.